prezent la o emisiune, Adrian Ștef, președintele Organizației Municipale a PNL, a făcut un apel către simpatizanții și membrii propriului partid. Ștef îi îndeamnă pe aceștia să-l voteze pe Ovidiu Silaghi pentru locul de deputat în Colegiul 2. Deci trebuie să votăm Ovidiu Silaghi, candidatul uh, din Colegiul 2 ai Alianței psd unepr și rog toți membrii PNL să dăm acest semnal Candidatura lui Silaghi demonstrează că USL trăiește, iar semnalul de la satul mare ar putea fi unul puternic către centru. Colaborarea politică dintre PSD și PNL îi asigură pe cetățeni că proiectele promovate de Uniunea Social-Democrată vor continua. Vreau să mă adresez locuitorilor județului satul mare, sătmărenilor, membrilor PNL. În momentul de față suntem într-un moment crucial, spun eu, pentru USL la nivel de țară, pentru că la nivel de județ la noi este foarte clar cum stau lucrurile la nivel de țară. Iar decizia Partidului Național Liberal la satul mare, indiferent cine ce povestește prin studiouri, a Partidului Național Liberal, spun satul mare, este să continuăm usl -ul. În momentul de față juridic, așa s-a putut realiza cu această candidatură de pe alianța psd unprc PC, iar semnalul care vreau să-l dăm în țară este că această alianță funcționează Semnalul pe care liderii politici au dorit să îl dea este că la satul mare Uniunea Social-Liberală este funcțională, iar cele două partide mari din cadrul alianței își continuă proiectele pentru care au ajuns la guvernare.